De abia acum înțelegi cine ești și pornești, deschizi hotarele, da. Îți pornești economia țării în energiile din 45, când s-a terminat războiul, a mai intrat America în, da, a văzut, s-a stat dintr-o parte America, nu s-a băgat, spre final, când a văzut cine câștigă. Și atunci s-a băgat în să ajute, să fie alianța și Franța la fel, știi? Înțelegi în ce energie ești, bun. Așa era alianța pe timpuri, da? Că le se dă partea că au fost lași, trebuie să o accepte America, da? Lași au fost, nu s-au băgat să ajute pe bună dreptate, au stat și au așteptat să se lupte doi, un urs și o panteră. Pantera e neamțul. Tigru, tigroaica care ești, da. Și ursul e partea slavă. Nenții și, da. Ok. Și a stat dintr-o parte. America, nu știu cine, cum, nu contează. Și ceilalți care s-au aliat. După ce a fost câștigat războiul, ca și cum câteva zile înainte. E? Asta e amintirea istorică a ta, unde ești tu în lumea aia. Și acum preiei și începi să refaci pământul tău. Da? Și partea cu emigranții. Cine a rămas în... E ca un fel de energetic. Rușii care au fost în, să zicem, în lagăre de concentrare, sunt eliberați, care au lucrat pentru nemți, au făcut ce au făcut. Nemții care au fost ținuți, închiși, prinși, ostatici, sunt eliberați. Da? Bun. Și de aici a pornit emigraniada. Fetele, băieții, nemți, ruși, din energiile alea de atunci, americanii, francezii, toți alianțele care s-au băgat, au fost, s-au îndrăgostit, le s-a rupt inima, avea acasă pe cineva, s-a îndrăgostit în timpul războiului, i s-a schimbat părerea despre relații, despre familie și vrea înapoi în și nu mai are nevoie de familia care e copii, e neamul lui, da? Că dacă intri în relația asta, ești drept trădător luat. Că iubești din tagma oponentă, din lumea, da? Te îndrăgostești și așa mai departe. Cu emigranții. Și așa rămân. Ăștia sunt emigranții care au rămas de pe timpuri și au ridicat economia Germaniei. Un rus, un american, spre final un american, să zicem, sau un francez, fetele băieții, da? Care au rămas în Germania biruită și de dragul iubitei, iubitului, cine a rămas, da? A ajutat, a pus osul, da, umărul la tot. S-a băgat, a făcut cârnațuri, a făcut, da, iubitul tău de nemțoaică, din partea aia altă, din America, cred că era. Cam așa simți tu, da. Și a știut să facă, vinul ca lumea a știut să facă, sau din România, să zicem, da? Antonescu, fundul în două luni, ținea și cu ea și cu ea. Cu rușii și cu nemții și era trădător. Știi ce zic? Era la alt nivel, era deschidere de aici și s-a îndrăgostit și nu mai conta. Nu mai conta. Se făcea munte și punte, trăda ca să-și țină iubita să o hrănească sau invers. Ea trăda, nemțoaica, ca să-și țină un partizan rus sau pe cineva în casă. Înțelegi cum e? Și acum ești la energiile alea, unde tu hotărăști mai departe energia în iubitul tău care l-ai întâlnit acum. Și îi dai tot, îi dai energetic idei, îi deschizi lumea, drumurile și invers el la fel. Acolo sunt jumătățile, acolo sunt tot întreg, acolo sunt eminențele cenușii ce vorbeam. Bine, am, da.
se ajunge la simplu, 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 la relație și la omenie. Da? Ce înseamnă trădare? Trădesc tot pentru omul drag, scump, nu-ți mai trebuie familia să o trădesc, copiii ți-i trădesc pentru că ai o iubită, un iubit care rupe, sfâșie. Și dacă nu-ți hilui așa ceva, n-ai să ai grija familiei foste sau a copilului până nu-ți vindeci relația cu iubirea vieții tale și să știi că e pe plutire și sunteți împreună. După aia se reglează amintirile despre am o familie, am un copil, trebuie să-l ajut, trebuie să da. Asta era întâi, ce știu tu dintotdeauna. Da, distrează-te acum, cam știi pe unde e. Știu că sună ca o boață, dar acolo ești și o să se enerveze multă lume, nu o să înțeleagă de ce. Lucrează la patroni, la o patroană și aia e de fapt, da? Sau au păcălit-o, au pus pleazna și au avut magia în mâini și au pus pleazna și au fost ei patronii. Și acum se deschide și, de fapt, iubita lui și nebunește. Ea la fel, că el a zăpăcit-o, a nebunit-o dat de toți păreții, a furat toată energia, magia. Și ea e deschisă și își aduce aminte că e dragostea vieții ei și nu poate să... Da? Acolo e superb, e superb.